Salut prieteni, bine v-am găsit la un nou tutorial. Eu sunt Cristi și azi o să vă arăt cum se flashuiește un BIOS UEFI pe plăcile de bază de la ASUS. Mult mai simplu. Mergem pe ASUS. Aici mergem pe produse. Aici alegem Intel sau AMD, ce avem noi. Eu am Intel. Aici ne alegem sochetul. Am un sochet 1150. Aici ne alegem chipsetul. Eu am un chipset Z97. Aici toată lista cu chipsetul Z97. Placa mea de bază este aceasta, Z97 Pro. Odată ajuns aici, mergem pe suport, drivere și tools. Aici ne alegem sistemul de operare, Windows 7, Windows 8, ce sistem de operare aveți. Eu am Windows 8.1, 64 de biți. Aici avem drivere, dintre care avem și BIOS. Mergem pe BIOS și downloadăm ultima versiune de BIOS. Eu fac pe placa mea de bază, voi faceți pe placa voastră de bază, dar să fie tot de la ASUS. Eu vă arăt pe plăcile de bază de la ASUS. Uitați, ăsta e BIOS-ul. Există două posibilități să facem un BIOS de Windows cu o aplicație specială tot de la placa de bază sau direct din BIOS. Eu azi o să fac direct din BIOS, mi se pare că e mult mai sigur și se flashuiește foarte bine, adică își face treaba foarte bine. Nu rulează niciun program, nu rulează Windows-ul, nu ține calculatorul ocupat. Așa se face BIOS-ul și bine și repede. Deci, extragem BIOS-ul. Acesta este BIOS-ul după ce îl downloadăm. Are 1 mega. Ca să-l faceți direct din BIOS, îl pastați în rădăcina Windows-ului, adică în CEU. După ce l-ați pastat aici, va trebui să-i dați un restart la calculator, să intrați în BIOS și acolo să căutați flash pentru BIOS. De preferat ar fi să aveți și un UPS pentru nu avea o pană de curent. Dacă în timp ce se flashuiește avem o pană de curent, avem posibilitatea să stricăm placa de bază. Deci fiecare face pe răspunderea lui. Eu am un UPS, așa că nu fac probleme. O să ne vedem în câteva secunde. Să vă arăt direct pe viu cum se face. Am revenit. Acum trebuie să-i dăm restart la calculator, să intrăm în BIOS. Eu la placa mea de bază am tasta Delete. Voi poate aveți altă tastă. Acum suntem în BIOS mode. Apăsăm F7 să intrăm în BIOS-ul normal, care avem toate setările. Aici avem un meniu care ne arată informații despre BIOS, versiune, data,
informații despre memorie, informații despre procesor, despre limbă și așa mai departe. Noi mergem la tool. Aici avem Asus Easy Flash 2 Utility. Primul, că avem mai multe comenzi. Dăm Enter. Enter. Aici, dacă țineți voi minte, am băgat BIOS-ul în rădăcina Windows-ului. Aici ne arată toate partițiile din calculator care le avem. C-ul, D-ul, E-ul și așa mai departe. Noi mergem să îl selectăm partiția noastră care avem BIOS-ul. Să o găsim. Am găsit-o. Aici avem BIOS-ul nostru. Eu am deja ultima versiune, dar o să o fac împreună cu voi, să vedeți și voi cum se face. După ce e selectată și se face ca la mine cu altă culoare, vedeți că dacă o dau mai sus sau mai jos, să schimbă culoarea. Deci, când e pe BIOS-ul selectat, vedeți și voi când scrie Z97 Pro Asus și versiunea la BIOS. Apăsăm Enter. Aici ne întreabă, nu doriți să citiți acest dosar? Este pe Yes sau No? Noi dăm pe Yes, că suntem siguri că trebuie să citească acest dosar. Acum mai ne întreabă dacă suntem siguri că vrem să facem update la BIOS. Tot așa este pe Yes sau No. Dacă îi dăm Yes, se va face ultima versiune de BIOS. Dacă îi dăm No, o să ieșim din program. Noi cum vrem să-l flash-uim, îi dăm Yes și mai dăm o dată Enter după ce e selectat pe Yes. Acum să flash-uiește. La mine a durat foarte puțin, pentru că eu am ultima versiune și mi-a făcut-o imediat. Maxim 20 de secunde, un minut, depinde pe fiecare placă de bază în parte. Apăsăm OK. Acum s-a stins calculatorul de tot. O să pornească în câteva secunde, a pornit. A pornit și BIOS-ul. Acum trebuie să apăsăm F1 pentru a face setările în BIOS. Suntem iar din nou în BIOS mode. Dăm F7 pentru a intra în BIOS-ul normal. Acest BIOS e doar la plăcile de bază de la Asus, probabil la plăcile de la Gigabyte sau altă firmă o să fie altfel, cum ar fi MSI și alte plăci de bază de la alte filme.
Aici o să-mi fac și eu setările. Voi vă faceți ce setări vreți, cum credeți voi că să vă meargă mai bine. Ar fi de preferat să aveți un UPS când faceți un BIOS, s-ar putea să ia curentul chiar atunci. Și probabil puteți să stricați placa de bază. Aici la monitor avem și temperaturile, voltajele. O să vorbim în alt tutorial despre setările la BIOS. După ce am salvat, am făcut toate setările, dăm pe Save. Aici ne arată tot ce am făcut noi, toate setările care le-am făcut. Îi dăm pe OK. S-a oprit calculatorul din nou de tot. Acum o să pornească, o să mai auzim un bip. După cum vedeți, pornește Windows-ul. Cam atât cu acest tutorial. Eu sper că v-a plăcut, sper că o să vă fie util. Eu am fost Cristi, voi ați fost la video tutorial. La revedere!